Campionatul fotbalistic al Ligii Preteniei Giurgiu a continuat aseară cu o nouă manșă din etapa a doua. După cum se știe, echipele din grupe trebuie să se întâlnească fiecare cu fiecare pentru a stabili ierarhia ce va permite primelor două clasate să meargă în etapa viitoare. Competiția se desfășoară după un regulament propriu al Ligii Prieteniei, adoptat și de organizatorii de la Giurgiu, Fundația Umanitară Uniți pentru Giurgiu. Așadar, aseară s-au desfășurat alte patru noi partide, jucate cu încrâncenare pentru că fiecare punct contează în competiție. Iată rezultatele serii. Real Boys, Sechevirom, Gazesa, 5-2. Amicii, Salvatorii, 4-6. Unirea Frăteștii, PJ Giurgiu, 5-1. Și PTF Giurgiu, Astraflor, 13-3. Următoarea etapă va începe joi, 19 noiembrie, de la orele 17 și va duce față în față alte 8 echipe din cele 16 înscrise în competiție.